acest mușchiuleț de vițel pe care o să-l îmbrac într-un aluat, da? Așa. Îl înfășori, dar înainte de asta trebuie... Îl facem la tigaia asta. Poți să vezi ce tigaia asta. Mamă, cu asta tigaia. Jucam în tinerețe badminton. Pun niște unt în această tigaie. Și puțin ulei. Aici sunt mirodenii, busuioc, chenibahar, coriandru, în fine. Îmi fac eu acest mix de... putem să-i dăm cu puțină făină, dar foarte puțină. Numai așa, știi că făina închide porii și nu iese sucul din el. Ce face? Închide porii? Închide... Păi da, închide porii. De ce râzi? Ți se pare cam umoră? Nu lăsăm foarte mult, dar lăsăm să-i dea o mică sfârâială. Nu ți-a trebuit niște mănuși? Merge cu mâna direct? Cu mâna. Chestia asta cu mănușile, știi? Bancuri, tot eu de bancuri cu mănușile alea, știi? Te speli foarte bine pe ce-și mână, știi? Omul cu mâna lui. Da, adică. Deci, exact. Am aici o foaie de plăcintă. Ăsta este aluat. De fapt, nu e foaie de plăcintă. Și în ăsta o să înveșmântăm acel mușchiuleț. Îl întoarcem și pe partea asta alaltă. Hopa, ce faci? E bine, până aici. Deci avem mușchiul pe care îl înăbușim o țâră, știi că o să mai punem o dată și la cuptor. Voi că ai rămas mult de uimire sau că sunt, e un aragaz cu 10 ochiuri, ce-i ăsta? Parcă suntem în iad. 1, 2, 3, 4, 10 ochiuri. Se vede că nu ai gătit niciodată și că nici n-ai fost în bucătăria unui restaurant. Totuși ăsta e un restaurant în care se fac fiecare zi tot soiul de mâncăruri. Gândește că vin aici 120 de oameni și trebuie să faci 120 de fripturi. Mă rog, nu le faci pe toate odată. Deci de jur împrejur l-am lucrat așa puțin. Încă puțin îl mai lat. Atâta. Mă duc să aduc un... El este gata. Spreosebire de friptura de porc, auzi să-i ia te rog tiga asta că scoate prea mult fum. Acești mușchiuleți de vițel, care i-am pus deja sare, îl mângâiem puțin cu, ca să-i dăm o mireasmă în plus, cu acest sos din ardei copt, cu nucă și cu portocală, să știi. Are și nucă? Și nucă, da. Are și nucă. Păi, dar cum ai ajuns la combinația asta? Nucă cu portocală? Uite, pe cuvânt de om, dacă te mi-a, acum, de dimineață, am zis, hai să... Am vrut să fac numai sosul de ardei copt ca să ungă asta și pe urmă zic, ia să pun și puțină nucă. Nuca e grasă, știi, are un ulei așa și pentru un mușchiuleț de vită care e mai slab, dă foarte bine, știi? Așa. I-am dat cu portocală, i-am și dat cu... Și în aluat, așa, îl băgăm în aluat. Da? Și îl rulăm. Am aici puțin unt. Nu te super că bag mâna puțin în untul ăsta, nu? Nu, te rog. Da. Să se vără cine mănâncă. Dar n-ai una mai, nu așa de înaltă. Una mai e ușor. Trebuie să se coacă totuși. Da. Nici asta nu e bună. Caut alta. Adu-mă o tavă. S-a rupt aluatul. S-a rupt aluatul, dar ce facem noi? De-aia suntem medici. Îl încercăm să-l dregem așa puțin. Da. Punem restul de...
Așa, aici. Îi punem de jur împrejur puține roșii care au fost trase într-o tigaie. Asta e bine să... Așa, o acreală discretă, știi? O să-i dea. Băga la cuptor. Mușchiul își păstrează tot sucul ăla, rămâne în carapacea asta de cocă, știi? Așa. Carnea de vițel nu se mănâncă cum e aia de porc, o prăjești, că e bună prăjeala aia. E o chestie mai fină, pentru oameni fine, așa.